Am ales un subiect pentru seara asta care s-ar putea să vă surprindă. Dinozaurii. Mai avem o abundență de dinozauri în anumite medii universitare, dar nu la ei am să mă refer. O să ziceți, ce privește pe noi problema asta? Trebuie să vă spun că mi s-a întâmplat să fim cazați în case de păstori, cum mergem cu soția prin toată lumea și vorbim în biserici, de multe ori stăm în billet, cum se spune în engleză. Și mi-amintesc că am prezentat odată subiectul ăsta și soția pastorului mi-a zis, când am ajuns la ea acasă, de ani de zile mă învăț copiii că dinozaurii sunt o minciună, că ei de fapt n-au existat. Un hoax. Și acum tu vii și îmi distrugi toată învățătura? Atât de serioasă este provocarea ridicată din direcția dinozaurilor spre credibilitatea Scripturii. Dragii mei, trebuie să vă spun că George Barna, care este cel mai serios și mai complet investigator în domeniul evanghelic, pollster, a ajuns la concluzia că 66% din copiii tinerii crescuți în familii creștine încetează să mai meargă la biserică. Cu alte cuvinte, își pierd credința după ce merg la universitate. Este ceea ce vedem prin asaltul mass media, ce învățăm la școală. Aceste lucruri subminează credința noastră în Scriptură. De aceea voi vorbi astăzi despre dinozauri. Acum, trebuie să începem prin a defini ce sunt dinozaurii. Nu? Toată lumea vorbește despre ei. Cuvântul în sine este de fapt un cuvânt compus, format din două cuvinte grecești. Deinos, care înseamnă teribil, îngrozitor, înspăimântător, și zauros, care înseamnă șopârlă. Deci dinozaurii erau niște șopârle îngrozitoare. Cel care a creat termenul este Sir Richard Owen, un englez, în 1841. Prin ce deosebim dinozaurii de alte fosile? Țineți minte, în vasta majoritatea cazurilor nu găsim decât oase. Cum deosebești un dinozaur de o fosilă? Majoritatea răspunsurilor când întreb, păi prin mărimea lor. Nu e adevărat, vasta majoritatea dinozaurilor erau destul de mici de statură. Singurul element care ne permite să separăm dinozaurii de alte creaturi similare este poziția membrelor, poziția picioarelor. Vedeți, într-un dinozaur, membrele coboară, merg în jos, direct. La o șopârlă merg lateral și după aia în jos. Din cauza asta, șopârla ondulează când merge, dinozaurul mergea drept, ca un cal, ca o vacă. Ăsta e singurul element prin care putem separa dinozaurii. Acum, bineînțeles, o să vreți cu toții să știți cine a fost cel mai tare din parc, care cel mai mare dintre dinozauri. Din ceea ce cunoaștem noi la ora de față, cel mai mare dinozaur a fost acesta, Argentinosaurus, care evident vine din Argentina. Vă rog să-l comparați cu Emilosaurus. Cam asta e talia lui. Cam 50 de metri de la vârful nasului până la vârful cozii. Se credea inițial că cântăreau vreo 150 de tone. Acum știm că erau mai ușor puțin pentru că oasele lor erau pneumatice. Aveau aer. Bineînțeles, dacă cel mai mare mâncător de plante, ăsta este un sauropod, deci un dinozaur ierbivor. Întotdeauna știți că cele mai mari creaturi sunt creaturile ierbivore pentru că plantele sunt cea mai abundentă hrană disponibilă. Deci dacă cel mai mare mâncător de plante locuia în Argentina, unde credeți că se găsea cel mai mare prădător? În Argentina. Se numește însă Gigantosaurus. Nu e altceva decât un Tyrannosaurus rex pe steroizi. Cam cu o treime mai mare, dar toate celelalte caracteristici sunt practic aceleași. Existau însă și dinozauri mici. Iată, Musaurus. Asta e o ciudățenie. De fapt, ar trebui să spun că în engleză este un oxymoron. De ce? Mus înseamnă șoarece în limba latină și zaurus înseamnă șopârlă în limba greacă. Stau limbi împreună. Deci, oricum, șopârla șoricel. Era suficient de mic să o poți scoate la o plimbare, ca pe un cățeluș, ca pe un pet. Dar cel mai mic dinozaur de care știm până la ora de față este acesta.
Micropachycephalosaurus. Dacă ar fi să traduc în limba română, micuța șopârlă cu capul mare. Dar este în comparație cu capul acelei fetițe. Asta e talia acelui dinozaur. Aș vrea acum să știți, și dacă știți treaba asta, sunteți mai bine informați decât majoritatea oamenilor de rând, inclusiv a mass mediei, că nu toate marile șopârle din trecut, păstrate ca și fosile, erau dinozauri. Dacă știți treaba asta, sunteți mai deștepți decât Continuously No News, CNN. Pentru că uite ce zice CNN într-un articol aici. Se descoperiseră viermi intestinali la dinozauri. Da? Și atunci au scris, o fi fost ei stăpânii pământului și ai mării, dar i-au mâncat viermii pe dinăuntru, vrea să zic acolo. Vedeți, dinozaurii nu au fost stăpânii mării. Dinozaurii au fost exclusiv animale terestre. Acesta este un plesiosaur, dar nu un dinozaur. Este o șopârlă de apă, marină chiar. Observați poziția membrelor? V-am zis ce v-am spus? La dinozaur se duc drept în jos, la asta merg lateral. Deci un plesiosaur este o reptilă marină, nu un dinozaur. Nici un pterosaur, adică o șopârlă zburătoare, nu este un dinozaur. Dinozaurii existau numai pe uscat. Acum, după istoria evoluționistă, naturalistă, anticreștină, dinozaurii au evoluat undeva la limita dintre Permian și Triasic, aproximativ în urmă cu vreo 200 de milioane de ani după mintea evoluționiștilor. Bun. Hoffman ne spune aici, n-are importanță că ai un schelet întreg. Nu poți să știi exact cum arăta animalul. Și am să vă explic de ce. Imaginați-vă că ăsta a fost osul unui dinozaur. Aici, în scobitura asta, pentru că oase întotdeauna unde se atașa un mușchi printr-un ligament, există o mică scobitură. Deci în această scobitură poți să atașezi un mușchi printr-un ligament, dar poți să-l atașezi la diferite unghiuri. Încercați acum să adunați toate oasele dintr-un corp pe care se atașează mușchi și să încercați toate permutările posibile de poziții de mușchi. Putem să creăm milioane de variante. La ora de față există o discuție foarte serioasă între specialiști dacă brontozaurul putea să-și ridice capul sus sau nu. Sunt unii care spun că avea gâtul lung și țapăn și era efectiv ca o mașină de tuns iarbă. Deci un gât lung la capăt dispozitivul de tuns iarbă și dincolo o coadă lungă ca să țină echilibru și tot ce făcea, păștea. Alții spun, nu putea să-și ridice capul foarte sus. Asta e dezbatere științifică, plecând de la aceleași oase. O mai mare dispută este dacă Tyrannosaurus rex era prădător sau nu. Animalul ăsta avea în medie 7 tone și ca să fugă, să prindă prada, ar fi avut nevoie de o inimă atât de mare că nu-i încăpea în piept. Și sunt unii care spun, e imposibil ca T-Rex să fi fost un prădător agil. Trebuie să fi fost un scavenger, cum se spune în engleză, mâncător de cadavre. De ce făcea? Aștepta ca dinozaurii mai mici să prindă o pradă, ceva, un alt dinozaur mare și apoi să meargă pentru că sunt așa de mari și puternici și să ia mâncarea să mănânce. Asta e problema. Și acum o voce cu autoritate. National Geographic. În numărul din noiembrie 99, National Geographic publică pe copertă următoarea imagine. Ăsta este strămoșul păsărilor, zic ei. Ce se întâmplă? În China s-a descoperit un schelet de dinozaur care avea o coadă de dinozaur și corp de pasăre. Deci evident asta trebuie să fie veriga lipsă dintre dinozauri și păsări. Pentru că în teoria naturalistă evoluționistă, țânțarul trebuie să evolueze până la urmă într-un armăsar și din armăsar mai departe. Da? Trebuie să se schimbe natural. Nu există mâna lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu există. Deci păsările vin din dinozauri. Și acum spun ei în National Geographic, putem spune că păsările sunt teropode. Teropodele sunt familia de dinozauri care aparține și T-Rex. National Geographic care se publică în peste 15 milioane de exemplare în fiecare lună. Da? Câteva luni mai târziu, în martie 2000, în secția de forum, care este scrisă cu litere mici, mici de tot, se anunță că sunt probleme cu Archaeoraptorul ăsta.
Așa se numea, Archeoraptor. Care sunt problemele? Fermierul chinez care a descoperit fosilele, de fapt a descoperit două, la câțiva metri distanță una de cealaltă. Dar pentru că îi se părea lui că se potrivesc bine, le-a lipit una de alta. Și le-a vândut la cercetători americani care au publicat treaba asta. Era o coadă de dinozauri și un corp de pasăre, dar erau două fosile diferite. Normal că e o formă de tranziție, nu? O verigă lipsă. Acum, haideți să jucăm împreună un joc. Dacă tot căutăm o formă de tranziție, o să vedeți ce vreau să fac aici. Am pentru dumneavoastră două întrebări. Ce lipsește din desenul ăsta? Și ce a fost desenul ăsta inițial? Și pentru că nu vreau să vă las cu această dilemă metafizică profundă, am să vă las niște alternative. Vă ofer niște alternative. Cine crede că a fost ăsta? Inițial. Nimeni? Ok. Ce ziceți de ăsta? Tot nimeni? Hai, jucați împreună cu mine. Ok. Ceu. Cine crede că a fost Deu? Avem optimiști totuși aici, nu? Bun, mulțumesc. Cine crede că a fost Eu? Vă mulțumesc. Iată răspunsul. Nimic nu lipsește, așa l-am desenat eu de la început. De ce ați crezut că lipsește ceva? Exact. V-am forțat gândirea unde am vrut eu. Am știut cum să arunc cuvintele și cum să arunc poantele și cum să învârt toată discuția în așa fel încât ați uitat că s-ar putea să fie a șasea posibilitate. Că ăsta e desen original. Cu alte cuvinte, de ce trebuie să fie o verigă lipsă între dinozauri și păsări? Pentru că așa vrem noi. Dacă de fapt nu este, pentru că Biblia ne spune că Dumnezeu a creat toate creaturile după soiul lor. Eu am o versiune mai bună pentru o verigă de tranziție. Un Ciripiosaurus. N-ar fi drăguț să-l avem într-o colivie acasă? În urmă câțiva ani la muzeul regal din Ontario, Royal Ontario Museum, a fost o expoziție interesantă despre dinozaurii cu pene. În sfârșit, nu vreau să intru în detalii prea multe, dar ce ni se spune aici este că cea mai bună soluție de a interpreta anumite caractere comune între fosilele de păsări și fosilele de dinozauri este să credem că dinozaurii au evoluat în păsări. Dar măcar ni se spune onest cea mai bună soluție, ceea ce înseamnă că mai sunt și alte soluții. Dar în cărțile de manuale școlare nu se mai spune că există și o altă soluție. Acolo e sigur, dinozaurii au luat în păsări. Să nu vă complic prea mult, haideți să vă arăt aici, ăsta este primul dinozaur descoperit și o să mai ajungem la el. Dar ceea ce este foarte interesant, este că există două tipuri fundamentale de dinozauri pe baza scheletului lor. Ornitischieni și zaurischieni. Ce înseamnă ornitischieni? A căror șolduri, deci centura pelviană, oasele din centura pelviană arată ca și de pasăre. Astea sunt ornitischieni, da? Și sunt ceilalți zaurischieni care au centura pelviană precum șopârlele. Acum, din care v-ați aștepta, dacă evoluția ar fi adevărată, să evolueze păsările? Ornitischieni. Dar nu e adevărat. Din zaurischieni evoluează păsările, ne se spune. De fapt, o poveste întreagă. Zaurischienii, la un moment dat, evoluează în păsări, inventează cumva un fel de a transforma solzii în pene și după aia devin păsări. Dar o altă ramură devin dinozauri zburători și de la o vreme uită cum să zboare și devin dinozauri nezburători. Asta e povestea oficială, vă place? Ăsta este unul dintre dinozaurii mei favoriți. Se cheamă Deinonychus. Am știți că Deinos înseamnă înspăimântător, groaznic. Nikos înseamnă gheară. Și dacă vă uitați cu atenție, unde mi-e săgeata, am pierdut-o. În sfârșit, al doilea deget de la picior are o gheară mare în formă de seceră. Se presupune că a alergat după pradă și o harpona cu gheara asta, o prindea ca un cârlig. Cum arată? Mean and lean, or lean and mean, da? În engleză. Eficace. Un dinozaur iute, eficace, care în stare să supraviețuiască. Bun, ni se spune acolo că atunci când a fost descoperit acest dinozaur, bazat pe impresii, deci urme presate în roci
de piele de dinozaur era cu o piele cu solzi. Dar acum, zice, știm că existau dinozauri la vremea lui care aveau pene. Știm. De unde știm? Din fosilele false din China. Așa că acum nu-l mai prezentăm pe Deinonychus ca un strămoș al păsărilor, ci ca o pasăre care a uitat să zboare. Și asta este noua reconstituire a celui așa animal. Deinonychus, vă place? Ce face bâzdâganii asta? Că dacă fuge prin pădure, îi se agață penele și se încălcește. Nu mai spun ce gălăgie face, nu mai prinde nimic, că l-auzi de la o poștă venit. Singurul lucru avantajos este că se putea răcori cu evantaiul. Atât de puternică e dorința de a ne dovedi că dinozaurii au evoluat în păsări, încât sunt în stare să facă prostia asta. Și un copil râde. Dar nu avem voie să râdem, că ne dau afară din școală. Acum să vă arăt ceva interesant. Să intrăm într-un domeniu foarte interesant, de fapt. Nu că ăsta n-ar fi fost interesant deja. Ce vedeți aici sunt niște amprente plantare de dinozauri din Canada. Pentru noi canadienii sunt cele mai bune. Aici în America aveți chestii mult mai bune. Dar vedeți urma de picior și urma de mână. Da? Interesant este însă următorul lucru. Observați roca ondulată. În engleză se numește ripple mark. Și dacă mergeți pe malul râurilor unde este un pic de nisip sau marul unui lac sau chiar la marul mării, vedeți cum nisipul e ondulat așa. Nu? Așa se cheamă, ripple mark. Câtă vreme rezistă acele ondulații? Până la prima furtună. Aici s-au fosilizat. S-au păstrat în piatră. Piatra tare este ondulată. Cu câțiva ani în urmă, soția mea a petrecut cel mai lung timp din viața ei pe genunchi. 6 ore pe zi, 2 săptămâni la rând. Dar nu în biserică. Glen Rose, Texas, Paluxy River. Am fost 2 săptămâni acolo, supervizând săpăturile pentru urme de dinozauri, cu speranța că găsească și urme de oameni. Și a stat Floria mea pe genunchi și a scobit acolo, în căldură îngrozitoare, băteau ventilatoarele pe noi. A găsit și ceva urme interesante, dar din păcate nu am putut să-i fac bucuria să spun că da, s-ar putea să fie amprentă de om, pentru că era una singură și nu puteam să fac, să aduc nicio dovadă științifică. Sunt obligat de standardele științifice să am nevoie de cel puțin 3 urme succesive. Dar nu asta e important. Ce am făcut acolo, pe același terasă, McFall Ridge, cum se cheamă, Ledge, pardon, m-am gândit, domnule, dacă cumva la vremea când au umblat la fața locului dinozaurii, roca era un mâl. Cât de mult se deformează forma piciorului când alunecă prin mâlul moale? Și în felul ăsta, dacă un om ar fi umblat și ar fi lăsat o urmă, cât de mult s-ar fi deformat acea urmă? Și atunci am făcut experimentul ăsta. Am luat mâlul de acolo, de la fața locului, l-am amestecat cu apă și am pus un flăcău, polițai, cred că avea aproape 2 metri, un bărbat țapăn. S-a dus să facă urmele astea și, într-adevăr, observați, se deformează foarte mult. Dar ceea ce am descoperit, ca mai întotdeauna când faci un experiment pentru o treabă, descoperi altceva și mai important. Am descoperit aceste crăpături de desicare, se numesc, crăpături de uscare. Cred că mi-a murit bateria, nu știu. În sfârșit, observați pe marginea urmei, sunt niște crăpături. Niște crăpături care merg de sus până jos. De ce? Pentru că în momentul în care argila asta umedă se uscă, se crapă. Cum se face însă că niciodată urmele de dinozauri sau orice alt fel de urme nu au marginile crepate? Pentru că au fost îngropate înainte să se uște. Au fost îngropate ude și s-au pietrificat așa, fără să mai fie expuse la aer. Începe să vă sugereze ceva treaba asta? Haideți să mergem mai departe. Ce vedeți aici sunt ouă de dinozaur. De fapt, este ceea ce a capturat poliția din China într-o săptămână. Atâtea ouă erau destinate pentru contrabandă. Observați că ouăle de dinozaur sunt de diferite forme și mărimi, dar există o limită. Cel mai mare ou de dinozaur e cam atât. Acum, de ce un animal care ajungea la 50 de metri lungime face un ou numai atât? De ce nu face un ou mai mare? Știți că există o limită a mărimii unui ou? Că
cauzată de două lucruri. De fapt, unul singur cu două rezultate. Grosimea maximă a cojii, the shell. De ce? În primul rând pentru că embrionul și după aceea puiul înăuntru respiră prin coajă. În al doilea rând, dacă ouă e mai mare, ar trebui să aibă o coajă așa de groasă încât animalul înăuntru s-ar sufoca. Nu mai spun că atunci când eclozează, când iese din nou, ar trebui un ciocan pneumatic să spargă scoarța. Deci există o limită a mărimii unui ou de dinozaur, de orice creatură. Ok, hai să ne întoarcem la ouăle astea. Să vă arăt unde în lume s-au găsit ouă de dinozauri. Cam peste tot. Câteva imagini. O secțiune printr-un ou de dinozauri și asta e reconstituirea ce se găsea în interior. S-a păstrat destul de în detaliu. Gândiți-vă cât de fragile sunt oasele din interiorul unui ou de dinozaur. Ăsta este un Maiasaurus, de exemplu, din China. Observați până și vasele sanguine din sacul vitelin se păstrează. Aici avem un titanozaur. Este grupa de dinozauri la care aparține și Argentinosaurus, cel mai mare. Nu numai că s-au păstrat perinițele alea micuțe și moi la capătul picioarelor, dar s-a păstrat într-un caz chiar asta. Piele fosilizată de dinozaur neeclozat, adică pui încă înăuntru nou. Mă stau și vă întreb pe dumneavoastră, cam câtă vreme credeți că poți lăsa un ou neclocit, neeclozat, până când animalul înăuntru putrezește și totul se transformă într-o mâzgă putrezită? Câteva săptămâni. Ce vedem din asta? Că în câteva săptămâni trebuiau să se întâmple următoarele evenimente. Femela depune ouăle. Ouăle sunt acoperite de sedimente, dar nu foarte groase, că le-ar fi zdrobit. Apoi, cumva, prin niște soluții care vin din adâncime, soluții foarte bogate în minerale, interiorul oului este înlocuit cu minerale, deci este fosilizat, iar roca moare, mâlul sau nisipul în care s-a depus, este cimentată. Granulele sunt legate una de alta și în felul ăsta ai obținut o rocă tare în care găsești ouăle. Cum poți să faci toată treaba asta în câteva săptămâni? Nimic din procesele geologice actuale nu furnizează un scenariu acceptabil. În Alaska, spre exemplu, s-au găsit oase la suprafață, nefosilizate, oase albe, care s-a crezut că sunt oase de bizon, pentru că erau oase nefosilizate. S-a descoperit că, de fapt, sunt oase de dinozaur și care avea 70 de milioane de ani vechime. Pe cum o să supraviețuiască oase nefosilizate la suprafață în Alaska 70 de milioane de ani? Mai departe, în anii 90, Mary Schweitzer a descoperit în interiorul unui os de dinozaur nefosilizat din celebra formațiune Hell Creek Formation din Montana, sânge roșu, celule sanguine roșii de dinozaur. Celule de sânge în interiorul unui os nefosilizat, 70 de milioane de ani. După care în 2005 a urmat bomba. Sunt curios dacă ați auzit de ea. Aceeași Mary Schweitzer descoperă, atașat de un os de dinozaur, de o tibie de dinozaur, țesut moale, carne, cu vasele sanguine încă elastice, le poți întinde, le dai drumul să duc la loc. Din nou, 70 de milioane de ani. Au găsit colagen. Ați auzit de descoperirea asta? Creștinătatea ar trebui să vuiască, dragii mei. Pentru că până și un copil de grădiniță înțelege că este cu neputință să păstrezi carne de dinozaur 70 de milioane de ani. Că dacă e cu putință, mâine o să avem KFD. Kentucky Fried Dinosaur. Nu? Ceva strigă de la o poștă, nu poate să fie așa de vechi. Asta observați publicat în revista Science, care e cea mai publicată revistă de știință din lume. Și acum, bineînțeles, întrebarea se pune. Bun, bun. Au fost mari, puternici, dar de ce nu mai sunt astăzi aici? De ce au dispărut dinozaurii? Și când vine vorba de asta, dacă mergeți vreodată la Muzeul de Științe ale Naturii din Londra, în Anglia, la parter este o expoziție permanentă de dinozauri și acolo aveau, nu știu dacă îl mai au și acum, era un panou uriaș cu caricaturi, reprezentând diferite teorii științifice cum au dispărut dinozauri. Repet, teorii științifice. Una din ele spune așa,
S-au constipat. Au mâncat ceva care nu le pria, s-au constipat și au murit. Nu glumesc, este teorie științifică. Nu toți dinozauri au murit din constipație, dar aia care mâncau pe aia care s-au constipat au murit și ei, că nu mai puteau să mănânce. O altă teorie ne spune că au dezvoltat un fel de adicție, dar la un anumit stil de plante, nu puteau să mănânce altceva, nu știu dacă era cânepă sau nu, dar pur și simplu, din adicția respectivă, din dependența de un anumit tip de plantă, au murit. Cea mai populară teorie este cea care ne spune că a fost un impact meteoric și cu asta i-a distrus. Un meteorit a lovit pământul și a distrus. Interesant însă, crocodilii n-au murit, deși și ei sunt reptile. La aceeași extinție. Amani se spune că locul în care a căzut meteoritul este cunoscut. Structura Chicxulub, în peninsula Yucatan, în Mexic. Dar este interesant că dacă un impactor, așa se numește, un meteorit care a lovit pământul, cu un diametru de 25 de kilometri, cum susțin ei, ar fi lovit acolo, pe o rază de cel puțin 5.000 de kilometri, ar fi trebuit ca totul să fie distrus. Dar la câțiva kilometri distanță, prin aceleași nivele de roci, găsim fosile care au murit liniștit. Nu sunt distruse, nu sunt pulverizate. Iată o imagine a fundului mării în zona respectivă cu structura aia circulară care se spune că ar putea să fie impactul. Numai că dacă mergeți în Yucatan o să vedeți o sumedenie de astfel de scobituri circulare, cenotele, pentru că sunt zone karstice, sunt calcare acolo. Acum, aș vrea să vă împărtășesc câteva fapte despre dinozauri. Mai întâi de toate, fapte din teren. Cel mai timpuriu cunoscut strămoș al dinozaurilor, deci din cine se trag dinozaurii, este un dinozaur. Eoraptor, l-ați mai întâlnit. Eoraptorul se găsește în depozite triasice și este considerat cel mai timpuriu strămoș al dinozaurilor, dar e dinozaur 100%. Deci, cu alte cuvinte, nu știm din ce vine. Dinozaurii au fost întotdeauna dinozauri. Următoarea. Cele mai vechi urme de picioare de dinozauri, deci amprente plantare, sunt cu 20 de milioane de ani mai vechi decât cele mai vechi schelete. Adică amărâți ăștia au umblat 20 de milioane de ani până au murit. Cum de nu găsim schelete pe aceleași strate pe care sunt și primele urme de dinozauri? Și asta la nivel global. Înțelegeți argumentele? Au existat dinozauri polari și dinozauri de deșert. Cum? Pentru că dinozauri erau cu sânge rece. Cum o să trăiască o șopârlă la Polul Nord? Și cum o să trăiască o șopârlă în deșert? O șopârlă de mărimea aia, că avem gecko care trăiește în deșertul Namib. Dar dinozaurul? S-au găsit urme de dinozauri fosilizate în nisip. Păi cum o să fosilizezi o urmă de dinozaur în nisip, dacă ai nevoie de milioane de ani ca să se fosilizeze? Trebuia să se petrifice, să se transforme în piatră imediat, foarte repede. Alte fapte. Există depozite de oase de dinozauri, un strat întreg care e format aproape numai din dinozauri și numai o singură specie de dinozauri. Și există dovezi clare că au fost îngropați foarte repede.